Sărbările comunei Ciura au cuprins premiera a 10 cupluri longevive, care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă. Certificat de excelență se acordă familiei Avrămescu, Petru și Mariana. Și îi invităm aici, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie, petrecuți împreună la bine și la greu. Felicitări! Au fost și ani grei, ani din urmă, dar nu trebuie. Astea nu cred că lipsesc din nicio familie. Dar ne-am oprit numai la... ne-am certat, ne-am împăcat imediat. Se crede că am spus în fața acolo așa, bună înțelegere, cuvântul dat față unul de celălalt respectat. Ați avut certuri de-a lungul? Nu, copilărești. Încolo am avut o viață foarte frumoasă și o avem împreună, înainte. Să știți că este vorba aia, tot din bătrâni. Pădurii fără uscătură nu se poate și viață fără ceartă. Le-am pregătit un spectacol artistic susținut de ansamblu Constantin Arvinte al Consiliului Județean cu interpreți minunați, iar în a doua parte a zilei un spectacol de divertisment, muzică ușoară, muzică populară, dansuri, coreografii și sigur în mod special ne-am pregătit pentru familiile care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsătorie și le-am transmis gândurile noastre cele bune alături de o distincție și un buchet de flori și le-am urat să fie sănătoși. Autoritățile județene prezente la eveniment au remarcat progresul pe care l-au făcut comuna și locuitorii săi în ultimul an. Și noi, la rândul nostru, încercăm să sprijinim comuna așa cum putem și cred că în ultimii ani s-au văzut investițiile făcute în comunitate, arată cu totul altfel comuna Ciurea. Și mă bucur să văd totodată, pentru că am mai fost aici la dumneavoastră, cum se continuă, cum se perpetuează aceste tradiții, obiceiuri românești, într-o localitate importantă pentru județul nostru. Localnicii sunt bucuroși că au putut participa la un asemenea eveniment și spun că în fiecare an așteaptă aceste sărbători. Azi vreau la mine în sat, măi, hai, hai, lume multă s-a adunat, măi, măi, hai, hai, și vreau să văd în seara. Foarte frumos! Este bine organizat de domnul primar și de toată comunitatea, na. Dar ar trebui să fie mai multă lume. Muzica este extraordinară și toate alea bune să fie de aici încolo. Abia așteptăm să fie sărbările Ciurii, ne simțim foarte bine. De fiecare dată primarul organizează ceva? Da, ne place. Ne place tot ce ori făcut și pe local, tot. S-au interesat foarte mult pentru comuna noastră. Suntem foarte mulțumiți. Atât noi cât și copii. Foarte mulțumiți până acum și așteptăm în continuare și facem tot acela. Frumos, e ceva plăcut. Nimeni discreți în frunțile. Sunt mulțumit de ceea ce face primarul? Da, da, mulțumim. Gospodar pentru comuna Ciurea. Dragă mamă, dragă tată, m-ați făcut băiatul fată. Dragă mamă, dragă tată, m-ați făcut băiatul fată. Artistul Ștefan Pintilie mărturisește că aici se simte ca acasă. De când s-a sărbătorit ziua comunii, în fiecare an, sunt un fel de cetățean al comunii, da. Și mă bucur foarte mult că am fost invitat din nou și sper să fie frumos, o zi frumoasă. Pe scenă au urcat mai mulți interpreți, printre care Cristi Iordăchioaie, Anca Neacșu de la Asia și Angela Bârjoveanu. Sărbătoarea a continuat până aproape de miezul nopții. Ce-aș și putul cu pișorul, ești de lunga mari fetii.